Cei care călătoresc cu trenul în această perioadă ar trebui să-și ia câteva măsuri de precauție. Compania Națională de Căi Ferate a anunțat că trenurile de călători circulă cu viteză redusă din cauza gerului și ajung la destinații cu întârzieri de 30 și 60 de minute. Vestea bună este că deocamdată nu sunt linii de cale ferată închise, însă din cauza condițiilor meteo, personalul feroviar verifică componentele infrastructurii și, în linii de contact în stații și în linie curentă, astfel încât să se intervine și să se remedieze orice posibilă defecțiune tehnică. Călătorii sunt sfătuiți ca înainte de a plecat la drum să se informeze telefonic la gara CFR din localitatea de plecare pentru a primi informații actualizate despre mersul trenului cu care interționează să călătorească. De asemenea, compania este dispusă să înapoieze contravaloarea biletelor pentru parcursul neefectuat.